Discutăm cu Laurențiu Zlăteanu, un artist de 33 de ani care și-a descoperit și și-a crescut talentul pe fundamentele unei mari reclame personale, consumul de droguri. Laurențiu, hai să ne întoarcem un pic la momentul în care ai început să consumi. La vârsta aceea, colegii și prietenii tăi încă ascultau sau citeau povești pentru copii. Cum a fost copilăria ta și cum te simțeai? Poți să-ți aduci un pic aminte? În general, prefer să spun că copilăria mea a fost foarte zbuciumată din diferite motive care depășesc cumva capacitatea mea de înțelegere de ce lucrurile s-au întâmplat așa și nu altfel. Am descoperit consumul de droguri la o vârstă fragedă, adică am intrat în coma alcoolică la 10-11 ani, nici în ziua de azi nu este foarte clar. Știu sigur doar că tot la acea vârstă, ceilalți copii cu care noi aveam comportamente considerate de instituția de școală, considerate ca fiind problematice, deci noi eram copiii problemă, retrospectiv îmi amintesc cu deosebită claritate faptul că toți aveam probleme acasă. Aveam colegi a căror părinți erau divorțați, fie erau colegii a căror părinți puneau foarte mare presiune pe ei să obțină rezultate mari la școală, fie era, ca și în cazul meu, unde viața acasă implica violență fizică, stres emoțional, psihologic și așa mai departe. Care a fost, poți să povestești un pic despre episodul tău cu alcoolul? Înțeleg că ați descoperit o sticlă de coniac? Da, era undeva, era în vară, noi chiulisem de la școală atunci, probabil undeva la 6-7 copii. Într-un fel mă fascinează, pentru că din acei 6-7 copii s-au umplut 6-7 pahare, dar nici azi nu pot explica de ce eu am ales să iau niște ouă din frigider, să le sparg în... Deci toată lumea își pusese în acele pahare coniac și eu am ales să sparg acele ouă în coniac și am dat trei astfel de pahare peste cap cu ou crud, da. Nu pot să-mi explic de ce am făcut asta. Eu până la o anumită vârstă am fost crescut de o altă familie. Mama mea era foarte tânără când m-a născut. Era foarte complicat să crească un copil la vârsta de 22 de ani. Vorbim de anul 1989, când, dacă erai femeie, înțeleg eu azi, vreau să nu jignesc pe nimeni sau să complic lucrurile, înțeleg că dacă nu erai căsătorit, nu aveai o relație stabilă, familia nu vedea cu ochi buni lucrul ăsta. Și atunci mama mea a fost abandonată realmente de către familie, cu un bebeluș în brațe, cu hainele de pe ea, și a fost dat afară din casă, cum se zice pe românește, și a trebuit să se descurce cu asta. În momentul în care, bineînțeles, că a apelat la serviciile statului, și anume o creșă, un soi de internat de stat, unde eu am stat o bună perioadă de timp, până când una dintre îngrijitoarele de acolo, probabil la insistențele sau un dialog cu mama mea, a acceptat ca să nu mai rămân și peste și după amiaza și nopțile să le petrec în centrul respectiv, să le petrec la ei în familie. Acești oameni mi-au fost prezentați de-a lungul timpului ca fiind mamaie și tataie și așa mai departe, vechea poveste. Și acolo s-au întâmplat niște lucruri deosebit de grave pentru mine. Adică am trăit cu oameni care mă țineau cu orele undeva pe preșul de la intrare. Ei îmi tot spuneau că voi ajunge ca tatăl meu, un alcoolic, un nenorocit. Aud și astăzi cuvintele astea, dar experiențele pe care le-am avut în casa aia cred că au distrus foarte mult din ceea ce s-ar numi, între ghilimele, puritatea copilăriei. Pentru că lucrurile astea se întâmplau undeva la vârsta de 3 ani, 4 ani, 5 ani. Adică să trăiești într-un mediu care e foarte abuziv, de la provocat răni în coate, și am fost târât, eram de unul dintre băieți,
mă luase la un moment dat și mă târa realmente pe covor, ceea ce îmi provoca arsuri în coate și în genunchi, ulterior ținându-mă cu forța în bucătărie și punându-mi sare pe rană, pe răni și înjurându-mă constant dacă voi mai face, nu o să produc înjurăturile, dar eu nici în ziua de azi nu pot să-mi amintesc ce anume făceam. Iar asta cu iarăși cu mâinile pe aragaz pentru a mi se da o lecție, realmente femeia respectivă dădea drumul la aragaz și îmi ținea mâna acolo până când nu mai puteam, sau să mi se dea cu ardei iute pe față, de exemplu. Tot felul de comportamente pe care eu astăzi nu le pot explica, care cred că în timp au favorizat neîncrederea, în primul rând în ceilalți, dar care, bineînțeles, pentru un viitor om se adâncește în sine cel mai mult, da? De droguri, cum te-ai apropiat? Când ai avut primul contact cu ele? Și cum s-a întâmplat? Erai la școală? Aveam 12 ani când am consumat prima oară. Am consumat o țigară de hașiș. Nimeni nu știa în perioada aceea. Acum 12 ani înseamnă aproape, cât înseamnă? 19 ani în urmă. Nimeni nu știa să ruleze, nu aveam noțiuni de ustensile, dar cineva a obținut această bucățică de hașiș și am fumat-o la țigară, mai mulți oameni într-o scară, nu am simțit absolut nimic, nu consider că mi-a adus vreun beneficiu și vorbesc real, adică nu am simțit nimic. Și realmente am făcut-o în continuu până la vârsta de 21 de ani. Adică toată adolescența și post-adolescența și intrarea către maturitate ne-am petrecut într-un fel sau altul consumând zilnic cel puțin o substanță. Profesorii n-au aflat niciodată. N-aș dori să poate să trec așa mai repede. Cu siguranță când am intrat la liceu, consumul meu de droguri se accentuase, pentru că descoperisem noi substanțe. De exemplu, la vârsta de 15-16 ani, eram 12 tineri într-unul dintre cele mai mari parcuri din București și un consumator în vârstă de vreo 37 de ani ne cumpărase heroină și venise cu ea în seringă. Și în seara aceea, 12 inși, ne-am injectat folosind 2-3 seringi, neștiind despre ce e vorba. Acel om, am rămas eu așa cu amintirea că mi-a spus în mod special: te rog să nu faci asta vreodată în timp ce îmi administra substanța. Aș putea să simplific lucrurile și să zic că m-am simțit foarte bine făcând asta, dar de fapt nu m-am simțit foarte bine făcând asta în măsura în care nu... am știut vreo secundă de fapt ce fac. Drogurile și substanțele au talentul de a-ți schimba starea. Eu la 33 de ani, când vorbesc cu oameni care au consumat sau care încă sunt dedicați consumului sau oameni care nu au treabă cu drogurile, specific întotdeauna să te ferești de consumul unui drog care te face să te simți bine. Majoritatea drogurilor te fac să te simți bine, dar nu este principalul motiv pentru care o faci. Noi nu voiam să ne simțim mai bine. Noi voiam să ne facem o viață mai bună. E o completă diferență. Toți, și aici deja crescusem, eram adolescent, 16 ani, dar toți proveneam din medii foarte complicate, cu abuzuri pe toate planurile. Și mai este un element cheie în tot contextul ăsta. Lipsea, și poate cineva specializat poate să confirme, dar experiența mea este că 10 din 10 consumatori au o relație instabilă cu tatăl și o relație foarte apropiată cu mama. Mama ajunge să fie cumva simbol al disperării și să ia asupra sa toată vinovăția, toată rușinea, tot ceea ce se întâmplă cu consumul persoanei respective, dar în același timp există absența tatălui. Este fie prezent, dar absent emoțional, ceea ce mă duce cu gândul că nu există o limită foarte clară pe care adolescenții sau copiii să o aibă. Iar în liceu, că spuneam că atunci consumul meu de droguri s-a exacerbat,
în perioada în care eu consumam droguri în liceu, undeva era un liceu de cartier cu program și la fără frecvență și era încadrat și pentru școală. Era liceu tehnic și eram peste 1000 și ceva de elevi. Dar din toți 1000 și ceva de elevi, la perioada respectivă eram doar 5 sau 6 care consumam droguri. Deci nu pot spune nici în ziua de azi de ce atunci când am acceptat la un moment dat prin clasa a 10-a și a 11-a să fac meditații la fizică, mergeam drogat la meditații, dar nimeni nu își dădea seama că eu sunt drogat. Toată lumea credea că sunt obosit sau că așa sunt eu. Sau comportamentele pe care le aveam de bullying în școală sau lucrurile pe care le făceam, toată lumea considera că așa sunt eu. Nimeni nu își punea problema ce se întâmplă la acest om în casă, în familia sa și așa mai departe. Pe lângă stările acele de moment pe care ți le dădeau substanțele, înțeleg că ai consumat o diversitate de substanțe, ce mai simțeai? Poți să vorbești un pic și despre sentimente de rușine, de vinovăție, cum te vedeai fața părinților tăi, cum te vedeai în fața profesorilor și a adulților și colegilor din jurul tău, care pare că și-ar fi dorit să fii ok. Nu am simțit niciodată rușine în legătură cu ceea ce fac. Cumva, de la un punct încolo, te simți îndatorat să consumi. Pentru că dacă eram pasionat de șah sau de literatură sau de sport, cu siguranță între contextul vieții mele s-ar fi desfășurat altfel. Spectrul intereselor mele ar fi fost cu totul altul. Dar în cazul meu, drogurile era ceea ce aducea o bună parte din copiii a căror viață era un dezastru, îi aducea la oaltă. Ne aducea la oaltă. Drogurile erau motivul pentru care ne întâlneam, pentru care ne puteam distra, pentru care puteam plânge. Drogurile erau acel, facilitau acel mediu în care noi ne puteam exprima pe de-o parte, dar pentru a putea să trăiești cumva. Oricât de stupid sau complicat ar suna pentru cineva care nu trece prin experiența asta, avea o foarte mare valoare. Da, exact. Ăsta este cuvântul cheie. Ne permitea să ne conectăm la un nivel pe care nu îl puteam găsi în altă parte. Era cumva o cultură creată, cel puțin în cartierele în care eu petreceam timpul. Era o cultură creată în jurul drogurilor și vedeai întotdeauna grupurile de oameni, de tineri, erau formate în funcție de tipul de drog pe care îl consumau. Ți-a lipsit un ghid, un adult care să te ajute să te dezvolți? Un coach, un antrenor, așa, personal? Majoritatea, eu am experiență și în zona sportului cumva, dar asta cu mult timp înainte să intru eu în coma alcoolică. Am făcut basket un an și ceva și da, am simțit, de exemplu, acolo era un mediu foarte favorabil mie, pentru că eram copii din diferite medii, dar interesul era comun. Cum dezvoltăm până la urmă o echipă să putem avea rezultate ok la următorul meci și așa mai departe. Chiar și atunci când a trebuit să am fost pus în fața situației de a alege între acest sport și școală, antrenorul m-a întrebat, aș zice de dragul dramatismului cu lacrimi în ochi, dar nu știu dacă chiar plângea după mine, dar m-a întrebat așa foarte patern cumva, e sigur că vrei să faci asta, că voiam să-i predau echipamentul, e sigur că vrei să faci asta, pentru că ai foarte mare potențial. Și, nu știu, la 10 ani ce puteam să-i zic, că sunt sigur, că nu sunt sigur, că asta era ordinul, trebuia să aleg, am ales. Majoritatea tinerilor, da, cred că le lipsesc oarecare modele și în absența unor modele, cred că oamenii și aleg ceea ce au la îndemână. Eu eram obligat să fac rost undeva zilnic între 300 și 600 de lei ca să nu mai fie rău.
Cam astea erau sumele care mie îmi trebuiau ca să nu mai fie rău. Gradul de toleranță la care eu ajunsesem să consum, dezvoltat în urma consumului, repet, zilnic. Eu nu știu ce înseamnă să bei un pahar de vin, dar zi de zi, unde, adică care sunt consecințele, dar știu ce înseamnă să bei o sticlă de vin, să fumezi un gram de iarbă, să te injectezi cu două droguri diferite. Adică de la un punct încolo, nici nu știi de care, față de care drogă ai dezvoltat adicție. Știi tot timpul că ești o gaură neagră și oricât ai băga în tine, niciodată nu-i suficient. Momentul în care e un moment, iarăși, pentru cineva din afară, practică, mi-am dat seama, am ajuns într-un punct în care am realizat, eu dacă consum astăzi, eu mă simt rău. Adică nici nu treceau câteva ore, alți oameni în jurul meu consumau un sfert din cantitatea respectivă și erau ok cu chestia asta. Eu doar cum mă trezeam un pic din starea de inconștiență, că de fapt asta urmăream, starea de inconștiență totală. Da, și cum spuneam, indiferent cât aș fi consumat, nu era suficient. Pe deasupra, îmi era rău. Simțeam că am altă variantă, am varianta în care mi-e rău. Și atât. Și cumva, mi-ar fi foarte greu să-mi dau, adică știu motivele pentru care am ales totuși celălalt drum în care am zis de acum încolo vreau să-mi fie doar rău. Și eu nu mai vreau să mai alerg după bani, eu nu vreau să mai alerg după droguri, eu nu mai vreau să mai alerg după nimic. Pentru că oricât aș încerca, eu nu obțin de la substanțele astea ceea ce eu am nevoie. Eu am considerat că eu aleg să văd cât pot să duc în durere decât să mai fiu în durere și să alerg după droguri și bani. Nu mai suportam. Prima mea zi în care am ales să nu mai consum, am ales să citesc o carte. Eu nu citisem până atunci cărți, doar titlurile lor, ce-i drept. S-a chemat Dostoevski, Crimă și pedeapsă. Parcă s-a potrivit perfect. Eu nu aveam capacitatea să citesc. Eu am trăit o adolescență în care muzica lipsea cu desăvârșire, filmele nu puteam să urmăresc din cauza efectelor consumului asupra creierului, nu puteam să urmăresc niciun film, eram un dezastru, trebuia să dau de 50 de ori înapoi doar ca să văd o secvență pe care oricum nu înțelegeam. Deci nu aveam capacitate de concentrare, era anihilată aproape complet. Dar intuitiv am ales să deschid această carte și să o citesc și mi-a luat 4 zile să o citesc cu voce tare, moment în care eu nu am dormit, nu am mâncat, nu, pur și simplu fumam țigări și citeam cu voce tare și finalul celor care au citit cartea mi s-a părut foarte reprezentativ pentru locul în care mă regăseam eu. Eu m-am aruncat pe mine cu totul într-o lume despre care nu știam absolut nimic. O lume pe care o admiram de obicei la 6 dimineața când ne îndreptam către o scară de bloc să dormim, asta când ajungeam să stau pe stradă și admiram pe oamenii, de exemplu, din stația de mașină, ce fericiți trebuie să fie oamenii ăștia că au ceva important de făcut azi. Era un sentiment foarte neobișnuit și curios și așa mai departe. Dar mi-am dat seama că nu e suficient. Am avut realizarea asta la o lună jumate în care simțeam că băi, cam atâta știu. Știu să citesc cărți cu voce tare, știu să mă duc la facultate să număr absolut orice ca să pot să rămân focusat și să nu fac... Vedeți dumneavoastră, durerile sevrajului sunt precum durerile nașterii. Și mie mi-e foarte greu să redau acum în cuvinte cât de tare poate să te doară. Pot să spun că te doare cumplit, groaznic, ești terminat. Dar atunci am realizat că ceva e neregulă și că eu am nevoie de ceva în plus dacă vreau să continui pe drumul ăsta și anume să apelez la ajutor specializat. Avusesem recomandarea unui medic psihiatru către o clinică care acum nu mai este, dar era atunci. Se întâmpla asta în 2010 și acolo am întâlnit un psihoterapeut specializat în adicții care a acceptat să lucreze cu mine. Numele său este Eugen Hriscu. Bun. Pe Eugen am lucrat 4 ani, o dată pe săptămână, 4 ani. Ai avut vreodată recădere? Niciodată. Eu am gândit așa, băi, eu cu cât rămân mai, cu cât trece o zi în care eu nu consum, cu atât sunt mai aproape de a trăi o viață fără a nu consuma. Pentru că e foarte ușor să nu consum.
Adică realmente e foarte ușor să nu mănânci. Pentru că la un moment dat parcă trebuie să mănânci, parcă nu poți să mai trăiești dacă nu mănânci. Așa se poate întâmpla. Adică, așa se întâmplă și în cazul consumului de droguri. Oamenii renunță, poți să stai o zi, două, trei, patru. Pe urmă, nu poți să trăiești. Ceva din tine nu te lasă să trăiești, să mergi înainte. Eu, pentru că mi s-a oferit cumva oportunitatea asta și eram dispus să accept orice altă variantă de a nu consuma, am ajuns la concluzia că terapia mă ajută foarte mult pe a-mi explora traumele cu subiect și predicat foarte mult, adică concret, enorm, că primesc înțelegere, pentru că oprești consumul și ești ultima mizerie de om. Adică nu dai doi bani pe tine, nu dai doi bani pe tine înainte de consum, cu atât mai nasol e când ești treaz și trebuie să faci față tuturor lucrurilor care zăceau în tine cu mult timp înainte să fie oprit consumul. Dar am simțit totuși că terapia nu este suficientă și atunci am început să caut cumva o persoană care să treacă prin aceeași problemă prin care trec și eu. O persoană care a consumat droguri și care astăzi nu mai consumă. Intuitiv probabil, dar astăzi realizez că a fost cumva prima mea relație în societate pe care am creat-o cu altă ființă umană. O persoană care nu consuma droguri. Și cumva, prin prisma relației cu această persoană, am descoperit că există un întreg program care facilitează celor care au o problemă sau consideră că au o problemă cu drogurile sau care nu mai consumă droguri, dar vor să rămână curați. Aceste grupuri, eu le numesc grupuri de suport. Adică locuri în care oamenii se strâng, care au aceeași problemă și în care fac doar trei lucruri. Adică fac un singur lucru și împărtășesc experiența, speranța și puterea. Împărtășind aceste trei lucruri, fără a primi sfaturi, fără a fi un psiholog, un preot, familia prezentă și așa mai departe, cumva realizezi cu fiecare astfel de întâlnire că cu atât mai mult nu ai de ce să te reîntorci la consum. Cât de ușor este accesul la astfel de persoane cu care să-ți împărtășești experiența? Cât de accesibile sunt grupurile de suport? Cât de ușor îți e să ajungi la foști consumatori cu care poți crea o legătură? Da, a fost un proces și treaba aceasta, eu m-am străduit 10 ani să existe așa ceva în România. În prezent există un grup, au și un site, pare mi se, narcotici-anonim.ro. Eu am fost foarte implicat, mi-a plăcut foarte mult. Pe mine m-a ajutat enorm chestia asta, dar împreună cu terapia, psihoterapia și împreună și cu ajutorul unui psihiatru. Și cel mai important lucru, să nu stai prea mult în mediu. Adică a trebuit să plec și din mediu, dar grupurile sunt ușor de accesat. Adică chiar și în timpul pandemiei am stat și am gândit și am dezvoltat această posibilitate, deși e limitată, pentru oamenii care se confruntă cu problema consumului de droguri, dar care să aibă acces de luni până sâmbătă la o astfel de ședință online. Și ne-am organizat cumva în întreaga lume, pentru organizația Narcotics Anonymous are adică e dezvoltată foarte multe țări. Nu e ușor să nu consum droguri, adică nu e ușor. Chiar la ani distanță, după ce ai oprit consumul, chiar la distanță după terapie. Eu, de exemplu, având anumite probleme de sănătate, nu pot să spun că nu m-am gândit într-un punct de disperare că acum ar fi un moment potrivit să consum. Cum te-ai apucat să pictezi? Păi asta îi datorez, cu precădere îi datorez terapeutului, domnului Hriscu. El mi-a oferit la un moment dat varianta de a lucra în sistem de barter după câteva ședințe pentru care mi-au dat bani ai mei să le plătesc. Am vrut să renunț la terapie, dar dumnealui a considerat că nu e cea mai ok alegere și atunci mi-a oferit ca sugestie ce ar fi să desenez. S-a ducut un desen, asta a fost expunerea, s-a ducut un desen ca un soi de umbră a ceea ce a rămas cu mine dintr-o ședință anterioară. Eu am zis, păi da, dar cum să fac asta? Și asta e așa mai personală. Mi-a zis, ce-ar fi să desenez niște fugi de zăpadă până data viitoare? Și am luat așa un marker, o cariocă de fapt, și
am făcut așa niște chestii foarte intricate, foarte strâmbe, foarte nu știu ce, dar așa am continuat. Așa am continuat și pentru prima oară chestia aia a devenit foarte importantă pentru mine. Ce rezultate ai avut până acum? Energia pe care eu o transpun în ceea ce fac mi-a adus, m-a pus în situații, în contexte de viață și sociale foarte deosebite. Datorită a ceea ce fac, am fost invitat în diferite locuri sau am creat diferite relații. Am reușit chiar să am oarecare stabilitate economică prin intermediul artei înainte de pandemie. După pandemie lucrurile s-au complicat foarte tare. În genere eu lucrez mult la comandă pe baza unei experiențe personale a omului respectiv. Și o să sune iarăși, sună magic, dar asta este. Reușesc împreună cu persoana care îmi împărtășește să ajungem la niște conținuturi de care eu nici atâta habar nu aveam. E mai mult o stare. Oamenii în general, poate am un tablou, poate nu place nimănui, dar persoane la care mi-am împărtășit experiența sa sau mi-a dat niște detalii, persoana aia sunt sigur că e împlinită văzând imaginea respectivă. E foarte greu de explicat pentru că așa a început procesul meu. Am început să-mi descoper corpul, mintea, abilitățile, desenând despre toate lucrurile astea. Ce mesaj ai pentru părinții ai căror copii încep să se drogheze astăzi? Dar oamenii au nevoie să aibă mare informații. Eu nu știu în ce măsură ajută un părinte acum să îi se explice din partea unui specialist că de fapt consumul de droguri nu e o chestie de voință, ci e cum funcționează toată chimia creierului și cum totul se îmbogățește, după care se distruge și se intră într-un cer vicios de up and down, up and down, până când se bătătoresc căi neuronale pe care comportamental omul le va tot urma până când se va înfunda și așa mai departe. Nu ajută cu nimic chestia asta. În general, consumatorii, oamenii care ajung să consume droguri, vor exact lucrurile pe care Agenția Națională Antidrog, în încercarea lor de a preveni și a combate prin exercițiile lor de prevenire și combatere din școli și licee, le caută. Și anume, drogurile alea oferă niște stări. Oamenii caută liniște, oamenii caută pace, caută înțelegere, caută să se simtă bine, caută să facă parte din comunitate, caută niște lucruri pe care inevitabil orice ființă umană născută pe planeta asta le caută într-un fel sau altul. Oamenii asta caută prin droguri. Cum dispare asta și cum devine drogul mai important decât lucrurile pe care le căutau, asta e doar o oglindă a societății și a statului român, care din punctul meu de vedere, și trebuie să-mi asum asta, este unul dintre cei mai mari dealeri de droguri în momentul ăsta din țară. Statul român, el este cel mai mare dealer. Altfel, măsurile pe care statul le-ar fi luat în favoarea ajutării persoanelor care au o problemă cu consumul de droguri ar fi fost cu totul altfel. Cu totul altfel. Iar instituțiile abilitate și care sunt sub evidența, lucrează pentru statul român, sunt fix precum consumatorul de droguri. Ei neagă complet problema reală a oamenilor, ei caută să o mascheze. Un consumator de droguri este de plină negare, este foarte egocentric, va căuta să manipuleze, să obțină absolut tot ce are nevoie ca să poată să-și procure următoarea doză. El nu are nicio problemă, el se descurcă singur, dar sunt atât de multe alte. Există câteva locuri în Bucureștiul ăsta unde există oameni realmente specializați. Chiar există. Există Clinica Aliat, există Atelier Psi, există cei de la Carusel, nu știu dacă mai sunt, dar oricum erau cu servicii de întrajutorare directă a consumatorilor pe partea asta de droguri injectabile și de prevenție. Dar sunt anumiți oameni specializați la ora actuală cu care statul român nu comunică. Și asta e foarte îngrijorător, pentru că dacă vor consuma 50 de elevi într-o școală, vor veni 1000 de părinți care vor spune acei copii trebuie să dispară din școala respectivă. Și n-ai făcut absolut nimic. Dacă
Și asta e foarte important, că e o problemă care ne privește pe toți, fie că vrem, fie că nu vrem. Statul român, și în special cu accent din partea mea pe Ministerul Sănătății, trebuie să ia niște măsuri astfel încât să trateze fenomenul consumului de droguri, mai ales în rândul tinerilor, ca fiind o problemă de sănătate mentală. Trebuie tratată astfel, adică trebuie ridicat la un rang în care oamenii aceștia trebuie ajutați. Dar realitatea este că în momentul de față, dacă ai un copil minor, nu ai unde să-l duci ca acesta să se recupereze. Nici la stat, nici la privat. Nada. Nu există.